Incident straniu noaptea trecută la Brodina. Un șofer de ambulanță a fost la un pas de a fi oprit în trafic lângă o pădure de un bărbat înarmat. Ambulanțierul a transportat la Brodina o femeie externată de la Spitalul Județean Suceava. La întoarcere a observat la marginea drumului un autoturism de teren. La un moment dat, un bărbat cu o armă a coborât din mașină și a vrut să oprească autosanitara. Șoferul de pe ambulanță a avut însă prezență de spirit și a apăsat pedala de accelerație, punând în funcțiune semnalele luminoase și sonore ale mașinii. Polițiștii au fost sesizați de un bărbat în vârstă de 42 de ani din municipiul Suceava, șofer pe auto special de ambulanță, cu privire la faptul că în jurul orelor 23, deci cu aproape o oră în urmă, în momentul în care se deplasa după ce dusese un bolnav în comuna Straja, a observat pe drumul public o persoană înarmată care ar fi proferat amenințări. Urmarea acestui fapt, el declară că a pus în funcțiune semnalele luminoase în momentul în care presupusul agresor ar fi părăsit zona. Ulterior, audiat la sediul poliției municipiului Suceava după apelarea 112, petentul nu dorește să depună nicio plângere, având dubii cu privire la aspectele sesizate. În continuare, totuși, polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările evenimentului respectiv. Ajuns la Suceava, ambulanțierul a sunat la 112. Polițiștii au căutat ore întregi în zona menționată de angajatul SAJ Suceava, numai că nu a găsit mașina de teren sau pe bărbatul înarmat. Oamenii legii au în calcul și varianta ca ambulanțierul să fi dat peste contrabandiștii de țigări la Brodina.